Neața. Neața, prieteni, am revenit și eu pe canalul meu Mărcuța de la Strehaia. Îmi cer scuze de la dumneavoastră, dar sunt concentrată la drum. Îmi trebuie magnet din ăla. Că nu stă. Da, trebuie. Aici am pus-o pe nu stă nici aici. Așa. Așa, și ce se vede? Păi nu, bagă pachetul de țigări după. Trebuie, care nu mi-i, vezi? Da, trebuie să-ți așa știi tu. Iar mă cer cu el, prieteni. Poate soarele nu e. Iar mă cer cu el. De ce spui? Pentru că nu cumperi și mie ce-mi trebuie. Trebuie. Da. Prieteni, am plecat de dimineață la Turnul Severin. Să mai filmează și eu. Puțin, da. Tu? Da. Eu sunt cam somnoroasă. Cam supărată. Puțin supărată, puțin, nu mult. Puțin. Că de ce? Nu mă simt bine. Sunt cu nervii la pământ. Ia scoate din starea asta. Când? Ha? Când? Așa că, prieteni, îmi cer scuze de la dumneavoastră că n-am mai filmat și eu, pentru că am avut multă treabă. Am mai fost plecată și n-am putut să filmez. Am fost numai pe drumuri. Și multă lume cred că s-a supărat pe mine în legătură cu costumul meu de baie. Am văzut la comentarii o grămadă. Dar nu-i problemă. Puteți să vă supărați pe mine cât vreți. Eu nu mă supăr. Și dacă mă supăr, îmi trece, nu? Adică cum? Ce costum de baie? Las-o așa, dacă tu nu știi. Să mă îmbrac un costum de baie. Cum să te îmbraci tu costum de baie? Mi-am luat și eu o cafeluță. Adică domnul Ion mi-a luat. Oh. Nici cafeaua n-am băut acasă. Am plecat de dimineață, prieteni. Trebuie să ajungem neapărat la Severin. Merge nou telefon. Super. La filmat, la memorie. Păi nu știu, acum să vedem. Că e primul vlog pe telefonul ăsta. Vreau să vă spun, prieteni, că domnul Ion mi-a luat un telefon. Mi-a dat un telefon, nu? Da. Că și-a luat el altul și mi-a luat și mie. Domnul Ion. Și eu pe al meu i-am dat lui Maria, cadou. Maria, pe al lui, pe al lui l-a spart. Da. Dacă e cade din mână. Da, dar putem să-i și reparăm la față. Se repară telefonul. Și păcat el lumea telefonul. Reparăm. Unde-i glumi? Cât e radarul? Unde-ți centura? Știu, prietenii, că eu nu pot să-l conduc cu centură, că fac atac de panică. În centură? Da. Mă sufoc. Acum o să zică că fără centură o să fie rău. Știu că o să mor, Doamne ferește, fac accident. Așa zic prietenii. Da. Nu toți. Cu parte. Eu nu pot, cu centură nu pot, mă sufoc. Fac atac de panică. Cu centura pe mine. Dar tu de ce nu ți-o pui? Centura? Uh-huh. Eu pun mai în față. Unde? Hello. Dar de ce nu o pui? Te strânge la burtă? Mă strânge de gât. A, nu la burtă. Doare după cap aici, prietea, nu știu. La climă, mălcuță. La climă? La climă, tată. Climă. Trebuie
trece și zmurdul. Așa, ce să arată. De unde suntem? Să vadă lumea că suntem plecați. Suntem la Șimian, mergem către Severin. Ne vedem mai târziu de la oraș. Ne vedem, cum vrei tu. Revenim, ne vedem. Păi tu ai zis așa. Revenim, am zis. Dăm filmarea înapoi. Da, eu nu mai știu ce vorbesc. Hai, revenim, prieteni. Am revenit, prieteni. Eu vreau să fac o probă de microfon. Da. Nu? Am rânduit și noi celularele. Da. Lasă-l acolo. Nu las. Prieteni, de azi dimineață. Iar rânduit și eu. De azi dimineață umbrăm. De nebun. De nebun. Și acum mergem către casă, prieteni, că nu mai putem. Dacă nici mașina nu mai face față. Căldură maximă, nu? Ai văzut? Nu mai trage mașina. Căldură de tot. Nu mi-a luat suc, nu mi-a luat apă, nu mi-a luat cafea. Adică mă reclam acum. De ce? Prieteni. De ce minți? Ți-am luat până și limonadă. Care limonadă, că nu era rece. Aia, vezi, de aia n-are ursul coad. Are, are. Ursul coad. Spiritul meu lua suc. Cola, să mă agit. Nu? Da. Nu mai putem de cald. Dacă nu murim, uite așa ne pătim. E așa? Da. Mai bine să murim. Nu o să murim. Ca să nu ne mai pătimim. Nu o să murim. Și cum? Ne pătim așa. Mi-a luat prieten magnet din ăla să pun să stea telefonul singur, dar nu mi-a luat tripied. Ce n-am, la? Tripied. Că n-am găsit. Tripied. Ce a văzut ce dă duș în frână? Mai alimentăm și noi sau nu mai alimentăm? Mergem așa cu ea pe zero. Nu, că rămânem pe motorie. Păi rămânem, să știi. Și pe vremea asta... Păi nu, se vede, că o să vede. Te vezi jumate. Ce sări de la asta? Hm? Plasă. Ce plasă? Ce dracu cu ăla? Catalizatorul căzut din la el? Băgă-și după ăla, unde duce? Pe unde să mă bag? Mă băgam și eu pe aici ca să... Pe unde? Bag după ăla. După care? După ăla. Bag aici. Asta n-are loc? Arată pompa, cum trasă pompa după el. Ce ai făcut? Cine știe, bag și eu după ăsta. Ia și gata. Vreau să alimentez. Ce ți-au? Țăcări. Atât? Atât. Nu mai vreau nimic. Ce mult? O să trăie și de suc și de apă și de toate. Să-și telefonul. Și nu mai vreau nimic. Vreau să mă pun în pat. Ce? Nu se vede nimic. Vreau să mă pun în pat, prieteni.
Vrei să dormi? Sunt obosită, maxim. Vreau să dorm. N-am voie. Păi cum să dormi? Cu cine umbli? Cu Dumnezeu înainte. Păi vreau să plec la Craiova acum. Ai nebunit? Serios vorbesc? Șoferul trebuie să mai doarmă. Da? Nu mai dorme șoferul. De mult cum făcea ai bătrâni? Dormeau cu de o săptămână. Când se ducea undeva, nu? Da. Și câte șoferi erau? 3. Prins motorul. Ah, mai oprim și motorul. Nici mașina nu mai face față, prieteni. De azi dimineață într-una. Domnul Ion și-a luat telefon nou-nouț, prieteni. Uitați. Și mi-a dat mie telefonul lui. Mi l-a făcut cadou. Și eu am dat telefonul meu la Maria. Și fănică n-a vrut să ia niciun telefon. Care? Vrem să vă arăt pompa de benzină, că a plecat unul cu ea, după el. Da, este o mașină acolo parcată și nu pot să filmez. Poate zice omul că îl filmez pe el. Căldurile astea trebuia să stau și eu în casă, în pat, la răcoare. Dar eu umplu cu el de nebun, peste tot. Nici pe cap nu m-am spălat și eu. Ai luat găi? Găi? Foarte aglomerat, prieteni. Ia, aranjează și tu telefonul ăsta. E foarte, foarte aglomerat. N-ai cum. De ce? Nu stă. Ține și tu în mână dacă nu stă. Nici treaba asta nu faci, să ții telefonul în mână. E obositor acolo, în dreapta. Se oprește să cobor jos. Unde? Jos, în mijlocul drumului. Pe căldura asta? Da. Vrei să cobori? Da. Vrei să ne certăm în mașină acum? De ce direct? Să ne certăm? În direct? Nu, nu. Cum nu? Nu, nu. Lasă acasă. Desfăi ușa și sări. Vrei să sari din mașină? Da. Să mor? Nu mă mori. Și ține, rup picioare. Nu, doamne, ferezi. Gâtul. Nu lași o nebe, sunt ruptă de o masă. Bă, ce făcuși? Mă doare capul. Nu mai pot. Am nervi când mănânc, am nervi când mănânc. Cum zice ăla pe TikTok? Vreau să mă duc și eu la Dunăre. Băgă-te. Pe unde? Uite pe ce trebuie să faci. De ce? Da. Pe drumul ăla urât. A, bă, trebuia să vorbim cu prima oară să bagi asfalt. Parcă e drum și pe aici, în jos.
parcă e pe aici așa. Parcă? Parcă. Popor. Hai mă gândeam unde, n-ai pe unde. Pe aici, uite. Uite drumul, văzuși? Mai bine știu eu ca tine. Da. Oprim colo să ne luăm ceva de acolo. Ce? Roșii, prăstaveți. Ce ne trebuie? Să luăm mâine, sâmbătă, în piață. Păi mâine e joi, vine. Ce e mâine? Vineri. Nu e sâmbătă. Păi nu mai vine piața la domiciliu. Sâmbătă vine și până sâmbătă ce mâncăm? Nu știu. Nu știi? Răbdări? Da. Da, bine. Nu mă opresc deloc. Oprești? Nu mă opresc. Gata. Dacă tu nu vrei, nu vrei. Oprești, oprești. Nu, cred că închisă deja, gata, adună tot. Păi ce vrei? Nu, mai vreau nimic. Uite biciclete, mamă, ce biciclete! Tu filmezi și tu drumul, arată și tu la lume. Aici este mobilă second hand. Și eu sunt obosită. Ce ești obosită, mamă? Mă arăți pe mine la față și tu nu vezi cum arăt. Cum arăți, mamă, Marcuț? De ce? Doar așa, un pic. Că ți-ai cumpărat alt telefon nou, nouț, și mi-ai dat mie pe al tău, al vechi. Păi nu era iPhone 6. Minți. Și eu l-am dat pe al meu cu Maria. Da. Să trăiești, prietene, salută lumea! Salută. Uite, palmieri așa, îmi plac foarte mult. Da. Lasă-l ușor, Marcuț, că te ia poliția. Unde e poliția? Te ia radarul. Hai, zi ceva de încheiere, că vreau să închei. Tu de ce? Vreau să vorbesc la telefon. Și care-i treaba de nu vorbești? E secret. Acum ai 4, mai ai 7, mai ai 6. Mă lămuriș. Revenim, hai. Hai, revenim, prieteni. Sunteți drum? Da. Hai, hai să se revin, da? Ce vrei să spui la prietenii tăi? Vreau să le spun că îmi cer scuze de la ei dacă le-am supărat cu ceva și să nu fie supărați pe mine. Deci, cu tradițiile astea ale noastre țigănești, cu obiceiurile ale de mult, cum să zice. Da. Și că îmi cer scuze de la toți prietenii mei care mă urmăresc. Să nu fie supărați nimeni pe mine. Vă rog eu din tot sufletul meu. Îmi cer scuze, prieteni, dacă v-am supărat. Așa și? Și? Ce, te deranjează pe tine când cerem scuze de la prietenii mei? Da. De ce? Păi de ce? Ce ai greșit? În legătură cu costumul de baie. N-am știut. Trebuie să-ți dau ție explicații. N-am știut. Sau și eu la prietenii mei. Scuze-mi, please. N-am știut. Da? Da. Așa că, prieteni, vă rog eu mult din tot sufletul meu să nu vă supărați pe mine. Pentru că sunt unele chestii care... nu pot să facem noi acum. Da, mă rog, nu mai vreau să comentez în legătură de costumul de baie. Să știți. Și vreau să mulțumesc și la toată lumea care mă urmăresc și care mi-au lăsat comentarii frumoase și la toată lumea care mi-a lăsat comentariu mai așa. Adică mai urât, mai jungale. Da. Gata, pentru asta mă gustase mai dat drumul la filmare. Da, pentru prietenii mei. Ah. Da. Ai obosit, dă telefonul la no. mine. Să mor eu, dă la mine, da, că și mă duc și țin. Hai, hai, mă vezi în față. Hai, mă, nu mai te deranja, dă la mine. Obosiși? Vrei să ne certăm în direct? Păi, dacă văd că îmi spui că de ce te duci drumul telefonul să filmezi. Ai obosit? Un pic. Un
stupid? Da? Ți-a frică? Nu. Acum dragă șanță. Să o dinim amândoi. A. Prieten, vă mulțumesc mult că vreau să închei vlogul ăsta, că domnul Ion doare mâna de la telefon și vreau să vă spun să vă abonați la canalul meu Mărcuța de la Strehaia și dacă v-a plăcut de mine, de familia mea, vă rog frumos să-mi dați și mie un like. Vă mulțumesc mult, vă doresc mult bine, la revedere!